Emoțiile celor care participă la bacalaureatul olimpicilor au început încă din data de 16 mai, când s-au înscris la sesiune. Anul acesta, examenele speciale se susțin la școala gimnazială numărul 1 din Ciolpani, județul Ilfov. Zilele acestea, 147 de elevi din țară susțin examenele pentru bacalaureatul olimpicilor. În regiunea Submuntenia s-au înscris doar 9 elevi. Unul este din Dâmbovița, 3 din Argeș, 3 din Călăraș, unul din Ilfov și unul din Prahova. Aceștia fac parte din loturile pentru pregătirea olimpiadelor internaționale sau concursurilor sportive internaționale. Județul Dâmbovița este reprezentat de Florin Teleanu, elev la liceul Ile Caragiale din Moreni. Anul acesta obținut mențiune specială la Olimpiada Națională de Chimie și va participa în perioada 1-18 iunie la pregătirea lotului lărgit de 68 de olimpici din toată țara, din care va fi selecționat lotul restrâns pentru Olimpiadele Internaționale, în urma a 3 probe. Lotul restrâns va participa la Olimpiada Internațională ce va avea loc în perioada 20-29 iulie în Azerbaidjan. Pasiunea cred că a început în clasa 7 în cauza profesoarei de chimie și pentru că eram destul de încântat de faptul că pot să transform substanțe în alte substanțe. În locul 6 pe județ, clasa 9 și până la locul 3 pe țară în clasa 11 și în clasa 12 calificare în lotul lărgit. În anii anteriori, rezultatele nu au fost tocmai demne de laudă pentru olimpicii români la bacalaureat. În 2012, promovabilitatea a fost de doar 34,21%. În 2013 a crescut la aproape 50%, iar în 2014 rata de promovabilitate a ajuns la peste 70%. De săptămâna viitoare, aceștia vor intra în febra examenelor scrise. Pe 25 mai vor susține examenul la limba și literatura română. Pe 26 mai vor fi testați la proba obligatorie a profilului, istorie sau matematică. Iar pe 27 mai vor fi testați la proba la alegere. Rezultatele vor fi afișate pe 28 mai, iar notele finale în urma contestațiilor pe 29 mai.